Accident rutier produs în această dimineață în localitatea Almăjel. A fost nevoie de intervenție a două echipaje de pompieri. 5 persoane au fost implicate în accident, una dintre ele a rămas blocată într-unul dintre autoturisme, nemaiputând ieși. Iar unul dintre șoferi era un bărbat aflat în carantină. Acesta tocmai ce venise din Anglia. În această dimineață, două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjumare și ambulanța Zmurd au intervenit la un accident rutier produs între două autoturisme. 5 persoane au fost implicate. A fost nevoie de o auto specială cu modul de descarcerare pentru scoaterea unei persoane blocate într-unul din autoturisme. Două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjumare au intervenit cu auto specială de stingere cu modul de descarcerare și ambulanța Zmurd la un accident rutier produs între două autoturisme pe raza localității Almăgel din comuna Vlădaia. La sosirea pompierilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism și a fost nevoie de intervenția rapidă a echipajului de descarcerare pentru extragerea acesteia. În accident au fost implicate 5 persoane care, după ce au primit îngrijiri medicale de la echipajele Smurt și Saj, au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin în stare de conștiință. Unul dintre șoferii implicați în accidentul rutier se afla în carantină. Bărbatul venise din Anglia și ar fi trebuit să stea la domiciliu. Un bărbat de 65 de ani din localitatea Șimian, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 653 la intersecție cu DJ 606, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 38 de ani din localitatea Recea. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a 5 persoane care au fost transportate la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că unul dintre conducătorii auto se afla în carantină la domiciliu, acesta fiind sancționat contravențional cu amendă valoare de 2000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii 55/2020. La sosirea echipajelor, cele 5 victime se aflau în stare de conștiință. Au primit îngrijiri medicale fiind transportate de urgență la spital. Șoferul nevinovat se afla în carantină. S-a ales acum și cu mașina variată și cu sancțiuni de la poliție pentru nerespectarea măsurilor impuse de la DSP.